Zeci de mii de oameni au ieșit în toate marile orașe, revoltați de decizia nocturnă a guvernului. Au scandat și au strigat nemulțumirile și le-au cerut responsabililor să-și dea demisia. Au fost oameni pașnici, educați și civilizați. Nu s-au semnalat incidente și nici reclamații din partea jandarmilor, care au stat tot timpul pregătiți să intervină. Doar la Brașov cineva a spart un geam al prefecturii după ce a aruncat cu o piatră. România, uniți, salvăm toată România! Guvernul, dacă a fost în stare să voteze așa ceva, nu ne reprezintă. Acest guvern nu ne mai reprezintă. Am simțit că trăim o perioadă mai grea decât mineriada. Deci am fost o marțe neagră, a doua marțe neagră, de data asta au reușit. Suntem în situația în care să avem un guvern de penali și un ministru de justiție jalnic, un analfabet a ajuns ministru de justiție. Sunt zeci de constanțeni adunați în fața prefecturii, cu toții scandează într-un glas împotriva guvernului, iar sentimentele care încearcă pe oameni, dacă îi întrebi, sunt mânie, frustrare, deznădejde și cel mai des este invocat cuvântul trădare. Nimeni nu se aștepta din partea guvernului la un asemenea act normativ. Timișoara, 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 cine nu soare, cine nu soare, ore cu Dragnea, ore pe-o se moare, cine nu soare, cine nu soare, ore cu Dragnea, ore pe-o se moare, demisia, 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 demisia. Efectiv au acționat mișelește. Cum a spus și Iohannis, trebuia să existe un referendum, să vedem dacă suntem sau nu de acord cu asta. Anticipate! 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 Când l-am văzut pe Iordache la televizor și am văzut că au trecut ca hoții, ca ultimele gunoaie, această ordonanță, nu mă așteptam în primul rând din partea lui Grindeanu, care cică e timișorean. Este o rușine pentru orașul nostru, care acum 27 de ani a început revoluția și ne-a scăpat de comunism. Domnul Grindeanu ne-a întors înapoi. Când noaptea ca hoții, când noi nu putem să ieșim în stradă, dar uite că am ieșit în stradă și chemăm pe toți ceilalți care stau în casă să ni se alăture. Să vă fie frică, să se ridică, să vă fie frică, să se ridică, rușine, rușine, să vă fie, rușine, 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 să vă fie, să-ți guvernul, să-ți guvernul, demisia, demisia. Aproximativ o oră protestatarii au blocat strada încercând să ajungă în fața prefecturii. Polițiștii au venit și ei în zonă, să sperăm că acest miting de protest nu va degenera. De sincer, acum mi se pare mai bine să fiu o prostituată în altă țară, că e mai mare mândrie, adică stai în țara asta de hoți. Nu poți să faci asta după 20 de ani. Până am mai rezistat, până
până acum ieșeam și la celelalte proteste, dar nevasta nu m-a lăsat, dar acum a spus că nu mai suport. Efectiv, nu se mai poate. Nu se mai poate. Da, cu piciorul în gips, da? Am zis că vin pentru că nu e normal ce se întâmplă. Suntem revoltați de modul în care au înțeles să adopte aceste ordonanțe. În al doilea rând, de faptul că ne-au ignorat. Mi se pare total lipsit de bun simț, deci o nesimțire crasă din partea guvernanților, din partea ministrului de justiție. La Arad, cei peste 200 de oameni care s-au strâns în această noapte să protesteze au mers la sediul PSD. Sunt în acest moment chiar sub balconul partidului și încep să scandeze lozinci împotriva guvernului care a promovat această ordonanță de urgență. Aproximativ 250 de oameni au ieșit în Craiova, în piața prefecturii, nemulțumiți de ordonanța de urgență adoptată de guvern. Oamenii au scandat lozinci împotriva guvernului și au făcut apel la toți oamenii să iasă din casă și să li se alăture. Eu acum am venit din America, trebuie să mă consult și eu cu colegii mei și după aceea, nu știu despre ce e vorba. Eu aștept mai bine să, decât să nu iau o decizie, important e să iau o decizie. Ce părere aveți ce s-a întâmplat în seara? Vă rog frumos, altă întrebare. Jegurilor! Au dat lege pe unii pentru alții și noaptea, ca să nu afle nimeni! Uniți! Salvăm!